Salutare și bine v-am regăsit. În continuare încerc să mă ascund de ploi, după ceea ce mie îmi place să numesc cea mai horror lună iunie pe care am trăit-o vreodată pe aici. De fapt, stai că a mai fost una horror. N-am fost internat în spital pentru varicelă. Deci nu chiar cea mai rea, dar în fine, ce avem astăzi aici? Un Cross GRX. Este, din punctul meu de vedere, singura bicicletă care poate să... Ce se întâmplă cu camera asta? O secundă. Este singura bicicletă care poate să țină pasul cu ofertele celor de la Decathlon. Asta înseamnă că cei de la Cross o oferă pentru 1699 de lei, preț în care obții o echipare, să spun, decentă, dacă îți place să pedalezi pe plat și ocazional la munte. Nu știu dacă este cel mai potrivit exemplu aici cu potecuța asta, dar să zicem că ai putea să o cobori cu mai multă atenție. Haideți să vedem un pic despre ce este vorba. Avem aici un îngrinaj Shimano Non-Series, foi de tablă, brațele sunt par groase pe aici, dar altfel sunt destul de subțiri, un schimbător de foi Turny, iar aici în spate un schimbător de pinioane Altus. Cele 8 pinioane pot să spun că oferă rapoarte acceptabile, atâta timp cât ai de mers mai mult pe plat sau pe dealuri. Deja când încep urcările, lucrurile se complică un pic, foaia cea mică fiind de 24, iar pinionul cel mare de 32. Nu a fost gândită pentru urcări brutale și nici n-ar fi indicat să o duci acolo, că nici componentele nu sunt pregătite să facă față unor astfel de trasee. Revenim un pic aici în partea din față, o furcă Santur XCT, cum spuneam, nu foarte grozavă pentru trasee dificile, un set de frâne Shimano M315, dar totuși hidraulice în acest buget, iarăși butucii Shimano sunt denotat împreună cu discul mare de 180 de mm. Altfel, roțile sunt echipate cu aceste anvelope de la Kenda, care au un cod pe care nu îl pot pronunța, așa că să mă abțin. Iar în ceea ce privește poziția pe bicicletă, pentru că acesta este un web special, deci aceste informații le veți găsi doar în acest filmuleț, o să vă vorbesc un pic și despre poziție. Dimensiunea cadrului M se potrivește pentru înălțimea mea, de 1,72. Este totuși un pic cam aplecată pe față și asta se datorează pipei destul de lungi. Pentru o bicicletă din această categorie de preț aș fi optat pentru o pipă mai scurtă și o poziție mai strânsă. Bun. Șaua, după cum se vede, Sele Royal, este acceptabil de comodă, se potrivește cu această bicicletă, desigur. Iar, per total, impresia este că bicicleta ar fi bine închegată. Până acum nu am găsit motive să mă plâng. Bine, ce-i drept, mai mult am urcat decât să cobor. Iar câteva dintre sunetele deranjante de obicei apar pe coborârea. Din punct de vedere coloristic, ce pot să spun, bicicleta asta arată mai scumpă de 1699 de lei, iar asta este un lucru chiar îmbucurător. Eu vă recomand să o cumpărați dacă mergeți la concursuri pe lângă București, să zicem, concursuri de plat pe lângă orașele mari, sau dacă faceți scapade la munte, să zicem, o dată pe lună pe un forestier simplu. Este chiar potrivită, bugetul este mic. Până la urmă, anul acesta am testat transmisii mai scumpe de 1699 de lei, nemai vorbind că reprezintă, de fapt, doar 20% din costul unei furci de top, spre exemplu. Mă rog, era un exemplu. Atât pentru astăzi, o să mai găsiți extra fotografii, dacă doriți, pe site-ul nostru, pe freerider.ro, iar pentru datele tehnice o să vă invit la noi pe site. Ratingul este tot acolo. În regulă. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare. Ciao.